Un subiect care mă interesează foarte tare. Cum ne protejăm pielea în timpul sarcinii? Ce se întâmplă înainte de toate cu pielea în sarcină, mi s-a părut util să ne gândim. Fiți atenți, două mari provocări. În primul rând, e o treabă de consum. Parte din proteinele, vitaminele și mineralele mamei merg către copil, deci pielea este în mod secundar afectată și apoi, ce se întâmplă cu pielea? Se întinde. Mult. Deci chit că iei cele 10-12 kg, câte recomandă specialiștii? Sau chit că iei 40, cum au luat alții? 50, da, câte ori fi? Și ce dacă? Măi, specialiștii recomandă 10-12 pentru sănătatea pielii, pentru din multe puncte de vedere. Eu i-am ascultat, dar nu mi-a ieșit. Da, am înțeles. Nici mie, să știți, nici mie, din cât, păcate. Cât ai luat? Nu știu, că nu m-am, pe cuvântul meu, dacă m-am cântărit. Cum să nu? Nu m-am cântărit pentru că țineam la sănătatea mea psihică. Estimează. N-ai cum să nu zici. Păi estimat așa. 18-20. Lege. Pe acolo, nu? Bine. Cam așa. Așa, ce se întâmplă? Normal, colagenul e afectat. Iarăși circulația, ambele sunt afectate, pentru că nu sunt 10-12 kg de copil, volumul cu totul al pielii crește. Da, ți se umflă picioarele, pielea de pe burtă, pielea de pe brațe și la față te umfli, mai ții minte? Cum să uit așa ceva? Trebuie să ținem cont că pielea este un organ ca toate celelalte care are de suferit. Nu? Adevărat. Și vedem ce probleme pot să apară, cum le prevenim, asta e cel mai important și odată apărute, sigur că e important să știm și cum le tratăm. Ne-ai adus imagini pentru asta? Absolut. Hai să le vedem împreună. Toate ne dorim să fim trase prin inel după naștere. Din păcate, perioada de sarcină vine la pachet cu tot felul de probleme, pielea este și afectată. E bine să știm ce putem face pentru a preveni problemele pielii, dar și pentru a le trata odată apărute. Cum au fost, Ioana, cele 9 luni de sarcină cu Ana? Ceva probleme cu pielea? Cred că în afară de față, unde probabil lumina așa care îmi vedea din interior rezolva toate problemele, în rest, într-adevăr, am avut câteva neplăceri, să le spunem așa. Mi-am simțit pielea un pic mai uscată. Mi s-a părut că s-a înrăutățit și celulita. În a doua sarcină am fost mult mai norocoasă, am mâncat absolut tot ce mi-am dorit, nu am vomat deloc. Și am luat 14 kg, nu mi-am făcut nicio secundă, nicio problemă că nu voi da jos sau că ce se va întâmpla dacă voi rămâne cu niște kilograme în plus. Drept dovadă că la ambele sarcini, în mai puțin de o lună după ce am născut, aveam sub greutatea pe care am avut-o înainte să rămân însărcinată. Persoanele însărcinate trebuie să fie foarte atente, să aibă o alimentație cât este posibil de echilibrată, deci să nu ne lipsească fierul, să nu ne lipsească proteina, să nu ne lipsească vitamine și minerale. În al doilea rând, este foarte important să nu luăm mai mult de 10-12 kg. Pot să spun că am mâncat cât pentru 2, nu, n-am mâncat cât pentru 2, am mâncat foarte sănătos. Chiar am mâncat sănătos, dar recunosc că am scăpat acolo unde scap și fără să fiu însărcinată la dulciuri. Modul de viață al femeii însărcinate este de asemenea important pentru conservarea cât mai bună a structurilor cutanate și vasculare, în special evitarea băilor fierbinți, evitarea statului în abur, evitarea statului în poziții foarte fixe în momentul în care sarcina a progresat. Lucrul pe care l-am făcut constant în ambele sarcini a fost masajul de 3 ori pe săptămână, iar acest fapt m-a ajutat să n-am retenție de apă. Din cauza întinderii, pielea se rupe și putem prezenta foarte multe vergeturi. Vergeturile de sarcină nu se limitează doar la abdomen. Cred că am vreo 2, 3, 4 vergeturi de la ambele sarcini. Cred că nu n-am o problemă cu ele, le port cu foarte mare naturalețe. Începem să facem mult mai ușor piele uscată și dermatite iritative și nu în ultimul rând, în fapt, chiar printre cele mai frecvente, afectarea vasculară, care poate să însemne fie agravarea condițiilor predispozante, adică dacă aveam o mică insuficiență venoasă, ea va deveni mai importantă, până la apariția de noi vase sparte, iar în cazuri mai speciale, chiar în apariția de varice. Eu m-am pricopsit cu niște vase sparte și cu varice care nu prea au mai trecut.
Din păcate. Și dacă pacienta avea dinainte vase sparte, venectazii, varice, este foarte important ca ea să se prezinte la consultul medical cât mai devreme. N-am făcut niciun tratament, nici măcar nu mi-am pus problema. Pur și simplu știam că am și niște moșteniri din familie. În cazul în care vasele astea sunt afectate la un nivel mai mic, deci observăm doar mici vinișoare sparte, fie la nivelul picioarelor, fie pe față, putem să așteptăm câteva luni sau chiar un an până să ne prezentăm la medicul dermatolog. Există laser vascular făcut special pentru problemele vasculare. Pentru o femeie, da, este o problemă. Dacă rămâne după o sarcină cu vergeturi sau cu probleme, uite, de vinișoare, da, din astea sparte. Toată, ne-am tot uitat la noi acum, surat, da. Ne-am pipăit, adică în sensul, da, de ce se sparg? Vasele de sânge, da. Pe circulația este afectată. Aha. Adică volumul sanguin crește, da. Și atunci... Nu rezistă toate, am înțeles. Se mai întâmplă, depinde și moștenirea genetică, e importantă. Mm-hmm. Cred că e cea mai importantă. Da, în tot, ai văzut? Chiar și când e vorba despre piele, cum spuneai mai devreme, cred că sunt persoane care s-au îngrășat doar 10 kg și cu toate astea pielea lor a crăpat în sarcină. Deci acolo e clar de moștenire. Colagenul respectiv, da. Vezi, nu era ce trebuie. Depinde